Polițiștii suceveni și botoșeneni caută un șofer fugar care a provocat un accident mortal în localitatea Plopeni. Accidentul s-a petrecut marți la primele ore ale dimineții pe drumul național 29 în satul Plopeni, orașul Salcea. Șoferul a trecut cu mașina peste un pieton și apoi a fugit de la locul accidentului. Șoferul fugar este căutat de 10 de polițiști din județele Suceava și Botoșani. Pe drumurile din cele două județe s-au instituit filtre de poliție. Un alt participant la trafic a sunat la 112 după ce a văzut rănitul întins pe șosea. La fața locului au ajuns cadrele de la Serviciul Județean de Ambulanță, însă nu au mai putut face nimic pentru rănit. Acesta avea 69 de ani, prezenta grave leziuni cerebrale incompatibile cu viața. Lângă pietonul decedat era o sticlă de vodcă, semn că acesta consumase alcool. Traficul pe DN29 între Suceava și Botoșani a fost blocat timp de 2 ore, cât polițiștii și procurorii au ridicat probe de la fața locului. Polițiștii l-au identificat pe cel care și-a pierdut viața. Acesta era un localnic din Plopeni pe nume Duțuc Gheorghe. Bărbatul avea urme de roți de mașină pe corp. La data de 18 februarie, în jurul orei 3:15, prin 112 am fost sesizați cu privire la faptul că pe raza localității Plopeni, din orașul Salcea, mai exact pe DN29, persoana se află căzută pe carosabil. Cu ocazia deplasării la fața locului, echipa operativă însoțită de un echipaj medical a constatat decesul unui bărbat de 68 de ani din localitate, care prezenta mai multe leziuni la nivelul capului specifice unui accident rutier. Cercetările sunt continuate de echipa operativă în vederea identificării autorului și stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care a intervenit decesul. De asemenea, polițiștii au dispus formarea mai multor filtre atât la intrarea municipiului Suceava cât și în zona municipiului Botoșani în vederea identificării autorului care a părăsit locul faptei.